Într-adevăr, înțeleg îngrijorarea care există în rândul acestora, datorită temperaturilor neobișnuite pentru această perioadă a anului. Există într-adevăr riscul, dacă aceste temperaturi se mențin pe o perioadă, eu știu de acum și undeva în 2-3 săptămâni, să grăbească, să forțeze intrarea în vegetație a pomilor fructiferi și a viței de vie și apoi, coroborat cu o eventuală îngheț mai târziu, să producă pagube, să afecteze aceste culturi. Care, domn președinte? Temperaturile acestea pozitive fac ca în partea de jos a punctului de cotlet sau punctului de altoire să ajungă seva care a pornit din zona aparatului radicular și este surprinsă de primele geruri care pot fi pe timp de noapte sau chiar și în timpul zilei și vasele liberiene pe toată această porțiune pleznesc, întrerupând în felul acesta alimentarea restului plantei cu substanțe nutritive pentru anul următor, iar în primăvară constatăm că acestea sunt uscate deoarece sau deja nu mai primesc substanțe nutritive deoarece au fost vasele afectate, vasele liberiene afectate în zona aceasta de cotlet. Se poate spune că via înmugurește acum în iarnă? Nu mugurește, nu pleacă pentru că trebuie să temperaturi peste 10 grade ca să, peste pragul biologic ca să mugurească, dar acela este un fenomen secundar. Deci fenomenul cel mai grav este pornirea acelei seve către partea de tulpinare, către brațe. Și sigur va fi surprins de primul ger care poate fi de minus 16, minus 18 sau chiar și minus 15 grade. Dacă vor veni astfel de geruri, cât va fi pierderea? Cum pierderea poate fi de 100%, dar pierderea majoră este pierderea investiției, pierderea plantației, plantei întregi. Pentru că automat refacerea plantei, a plantației, durează iar 3 ani de zile, pentru că dacă este afectat lemnul de tulpină, după tulpină, automat trebuie să lăsați de alți lăstari, sunt niște operațiuni tehnologice care trebuie prin care se stimulează planta spre regenerare, dar durata de formare, asta înseamnă cel puțin 3 ani, 4 ani de zile. Sigur că mersul normal al unei temperaturi în creștere și fără un îngheț excesiv este poate cea mai bună treabă. Posibil mai omoară ceva bacterii și nu știu mai ce. Ori asta ne cam pune pe gânduri. Sunt, o să vedem specialiștii care or să se pronunțe. Eu nu sunt chiar cel care poate să dea un diagnostic viitor. Și să sperăm că vremea o să o ia din loc. Eu am înțeles că mai periculos este pentru pomi. Dar dacă este acum prea cald și apucă vița de vie să... O să pornească... E destul de proastă ideea. Să pornească în... Să pornească mugurii. Atunci situația poate fi foarte dificilă. Ați mai văzut așa căldură în ianuarie? Niciodată n-am mai văzut. S-ar putea ca să fie foamete anul ăsta. Dar dacă vine înghețul, eu știu, la sfârșitul în ianuarie sau în februarie, vă afectează via? Obligat că vă afectează. Se afectează oricum. Așa. Apucă să înmugurească și după aceea? Se duce tot și la copaci și la ce este. Deci nu e bună căldura? Nu e bună, domnule, nimic. Ar trebui zăpadă pe asta? Ar trebui zăpadă neapărat. Ne-a văzut că se îmbolnăvesc cu oamenii, să ligi oile, tot. Mă, dar să bea vinul, nu cu... Nu. După mână.